Teoria este bună, dar practica ne omoară. La 2 luni de când Parlamentul a adoptat legea câinilor fără stăpân, guvernul nu este în stare să aprobe normele, așa că legea este ca și inexistentă. Odată cu amânarea unei decizii clare, iubitorii de animale au mai primit o gură de oxigen. Până când normele nu sunt aprobate, nimeni nu are voie să eutanazieze niciun câine sănătos. Sunt ochii triști ai unei femei care adoptă și salvează câini de când se știe, din fața blocului, din mâinile hinghierilor și de oriunde simte că animalele sunt în pericol. Nimic nu se compară însă cu ce i-a fost dat doamnei Ștefana să vadă din septembrie încoace. Niște oameni beți, noaptea, făceau așa și aia scoteau un zgomot, îi speria, îi alergau, iar 3 dintre ei am văzut eu omorâți și târâți. Nu a rezistat să știe că animalele pe care le-a hrănit sunt chinuite, așa că a recuperat 2 cățele de la adăpostul din Mihăilești. Pentru că nu avea unde să le țină, le-a dus într-un spațiu privat, cu contract de adopție la distanță. Și după o lună de zile le-am luat și ne-am împărțit. Și ne-am împărțit și familia. Eu cu un câine, cu 2 câini și cu 3 pisici. Acasă cealaltă cu fiul meu a rămas o maidaneză și 2 pisici. În ultimele 3 luni au fost adoptate 1500 de câini, o treime din numărul celor capturați. Lor li se adaugă alte câteva sute cu contract de adopție la distanță în adăposturile de sector. Dacă oamenii se mobilizează repede, nu la fel se poate spune despre guvernanți. Deși legea câinilor fără stăpân a fost adoptată pe 10 septembrie, normele de aplicare se lasă așteptate. Probabil că va fi săptămâna viitoare, între timp va mai avea loc o întâlnire cu Asociația Municipiului în România, care probabil că vor măcelări în continuare acest proiect de norme. Inițial era un proiect foarte bun, foarte european, într-adevăr legea adopției, nu a eutanasiei. Guvernul va discuta din nou pe marginea normelor săptămâna viitoare, când s-ar putea stabili și posibilitatea eutanasierii câinilor nerevendicați sau neadoptați în 14 zile.